Salutare tuturor, bine ați venit pe canalul meu YouTube. Astăzi vin cu un scurt tutorial unde vă voi arăta pas cu pas cum să lucrați rânduri scurte foarte ușor. Nu rămâne gaură, nu se observă nimic, este foarte ușoară această metodă, este o metodă nemțească de această dată. Aveți metoda turcească de montare a ochiurilor, metoda nemțească de a lucra rânduri scurte. Această tehnică vă va ajuta la raglan, unde aveți de făcut rânduri scurte pentru răscroială, la ciorapi, unde puteți lucra călcâiul bumerang. Referitor la acest călcâi, vreau neapărat să-l încerc, am auzit că e foarte faimos și se așează bine. Unde mai puteți lucra la diferite căciuli, deci cam peste tot aveți nevoie să lucrați rânduri scurte și nu întotdeauna iese bine, chiar și la tipul ăsta de coadă, diferent că de sus, de jos, deci trebuie să lucrați cu rânduri scurte. Dacă vreți să știți cum se lucrează așa tip de coadă, eu vă las link către tutorial, am acolo o bluziță cu un fel de coadă lucrat. Vă las acolo toate calculele, cum se calculează ușor. Și eu zic să începem. Am aici o mostră proaspăt făcută cu rânduri scurte. Eu zic să începem. Dați click pe abonare, lăsați comentarii dacă v-a plăcut metoda și de asemenea distribuiți. Haideți să începem. Am lucrat o margină elastic, unul față, unul dos. Să presupunem că aici, în regiunea aceasta, vrem să lucrăm rânduri scurte. Voi lucra ochiuri pe față până la marker. Ochiuri pe față. Până la marker. Trecem markerul și lucrăm până la celălalt marker. Ochiuri pe față. Eu ochiurile, dacă observați, le lucrez. Sunt două metode, eu lucrez prin a doua metodă, care se numește ochiul bunicii și este ochiul tradițional. Ei bine, această metodă de a lucra rândurile scurte este, mai des se utilizează metoda modernă, tradițională, modernă. Așa că este necesar ca ochiul să fie, iată, acest ochi pe care vrem să ne întoarcem de la el. Iată, îl întoarcem așa și îl lucrăm pe față. Întoarcem lucrul. Luăm acest ochi și fiți atenți cum procedăm. Iată, tragem. În așa fel s-a format aici două, ca și cum sunt două ochiuri. Și mai departe lucrăm ochiuri pe dos până la ultimul ochi. Acest ultim ochi eu îl voi lucra, iată, cu jeteu după el. Dacă dumneavoastră lucrați așa, așa și lucrați, nu este nicio problemă. Eu însă doar acest ochi îl lucrez așa, priviți. Cu sau iată și, deci eu nu lucrez așa, dar îl iau cu jeteu. Iată așa, cred că ați înțeles. Și întorc lucrul. Priviți, firul este totul în față, întorc lucrul și trag. Trag bine, în așa mod s-a format aici tot două ochiuri. Veți înțelege de ce. Pe fața lucrului iarăși lucrez. Aici unde eu am făcut, cum să zic,
această asociere, pur și simplu aceste două ochiuri le lucrez împreună pe față. În așa fel nu va rămâne nici o gaură, va fi super ușor de lucrat. Markerul pot să-l scot și mai departe lucrez, să zicem, încă 4 ochiuri. 3 și al patrulea, iată, trebuie să fie așa. Pun aici marker dacă am nevoie. Întorc lucrul, iau ochiul acesta nelucrat și împingem în spate să fie 2 ochiuri. Mai departe, ochiuri pe dos, pe dosul lucrului. Aceasta este o metodă nemțească de a lucra rândurile scurte. Eu v-am mai arătat, se potrivește la raglane, la ciorapi, chiar și la călcâiul acesta bumerang. Este minunată metoda. Aici vedem că avem 2 ochiuri și le lucrăm pe dos. Și priviți, pe fața lucrului este totul ok, nu a rămas nimic, nicio gaură. Luăm și de aici 4 ochiuri. 1, 2, 3, iar al patrulea, îl luăm cu jeteu, iată, așa ceva. Întoarcem lucrul și fiți atenți ca firul să fie aici pe deasupra. Scoatem ultimul ochi și îl împingem în spate până se formează aceste 2 ochiuri. Aceasta este și ideea. Se formează 2 ochiuri și când ne întoarcem, lucrăm, rămâne totul neschimbat. Îmi place mult metoda. Și mai departe lucrăm toate ochiurile pe față. Până la marker. Deja aici vedem că avem 2 ochiuri. Tragem bine de ele și le lucrăm pe față. Scoatem markerul. Mai luăm, de exemplu, 4 ochiuri. 3. Al patrulea trebuie să fie orientat așa. Deci am luat 4 ochiuri. Întoarcem pe dosul lucrului. Scoatem firul și tragem să ne rămână 2, să se formeze, de fapt, 2 ochiuri. Lucrăm pe dosul lucrului. Până la marker. Și aici avem iarăși 2 ochiuri și vom lucra un ochi împreună. Observați, scoatem markerul. Deci s-a băgat aici. Și mai luăm 4 ochiuri. Îl scot că mi s-a prins. 1, 2, 3 și al patrulea îl iau cu jeteu. Și întorc lucrul. Să zicem că așa am nevoie eu. Dacă mai aveți nevoie, mai scadeți. Eu doar atât am vrut și deja merg până în capăt și înapoi. Sau pot să mai iau 3 ochiuri de aici. Iată așa.
și lucrez toate ochiurile. Pe față. Este foarte simplă metoda aceasta. Niciodată nu veți avea găuri și nu veți uita unde ați scăzut sau nu ați scăzut, dar ați mers cu rânduri scurte. Uitați-vă, sunt două. Trebuie lucrate împreună pe față și nu rămâne gaură. Eu deja scot acesta și merg până în capăt. Ultimul pe dos. Întorc lucrul și merg pe dosul lucrului, la fel până în cap. Am lucrat ochiuri pe dos și am ajuns aici unde am două ochiuri împreună, le lucrez pe dos. Restul ochiurilor care mi-au mai rămas, le lucrez pe dos. Și cel de margine, la fel pe dos. Și observați. Am lucrat cu rânduri scurte și practic nu ne-a rămas nicio gaură, totul este impecabil. Mai târziu, după spălare, toate ochiurile se vor uniformiza pentru că este lână. Unde am lucrat mai larg, unde am lucrat mai strâns. În rest, priviți, este super această metodă, vă rog să o distribuiți și sper să vă prindă bine la proiectele pe care le aveți. Atât a fost pentru astăzi, nu uitați să vă abonați, dați click pe share, lăsați comentarii, distribuiți, share sau distribuire la fel. Eu v-am pupat, la revedere!